Astăzi a ajuns la Sibiu turul ciclist cultural umanitar Garda Tour de Force, un tur amator organizat în scop caritabil. Anul acesta are loc în România în perioada 5-10 septembrie pe traseul Brașov-Sighișoara-Sibiu-Pitești. Astăzi a ajuns la Sibiu un tur ciclist amator în scop caritabil numit Garda Tour de Force. Proiectul a fost inițiat de poliția irlandeză în 1991 și este organizat în fiecare an în țări diferite. În acest an, turul are loc în România în perioada 5-10 septembrie pe traseul Brașov-Sighișoara-Sibiu-Pitești. Potrivit unui comunicat de presă, fondurile pe care organizatorii turului le vor strânge prin intermediul unei campanii online vor fi donate unei asociații caritabile din Irlanda care sprijină persoanele cu probleme legate de depresie și tendințe suicidale. Pe lângă scopul umanitar, turul își propune să promoveze și valorile culturale și turistice ale localităților pe care le tranzitează, acestea urmând să fie oglindite în presa irlandeză. Organizatorii turului îi invită pe cei interesați, atât instituții cât și ONG-uri și cetățeni, să stea alături acestui tur. La turul ciclist participă polițiști și alți oficiari irlandezi, membri ai unor organizații caritabile irlandeze. Evenimentul este sprijinit de ambasada României în Dublin, scopul urmărit fiind acela de a promova imaginea României în Irlanda.